Glorie Domnului! Iubiți frați și surori, vă invit respectos să deschidem împreună cu toți Sfânta Carte în Noul Testament, la 2 Corinteni, capitolul 9, și vom citi versetul 15. Repet, 2 Corinteni, capitolul 9, versetul 15, și pentru că este doar un singur verset, îl voi citi și în limba română și în engleză, in the ESV. Cuvântul Domnului spune atât de frumos, atât de cuprinzător, cu cuvinte, dar totuși cuvinte care nu sunt suficiente pentru a exprima ceea ce Duhul Sfânt vrea să spună aici, și cuvântul Domnului spune în felul următor: mulțumiri fie aduse lui Dumnezeu pentru darul lui nespus de mare. În limba engleză, thanks be to God for his inexpressible gift. Amen. Vă rog respectuos să reocupați locurile. Iubiților, așa cum a menționat fratele Chris, luăm o scurtă pauză din studiul nostru duminică seara în 1 Petru și o scurtă pauză azi dimineață de la studiul nostru din Marcu, așa, dar cu ajutorul Domnului, dacă Dumnezeu ne dă viață, sănătate și tărie, anul viitor will start up again. Tot mai acolo unde am lăsat, și cred că în anul 2023 vom face progres bun în călătoria noastră prin Evanghelia după Marcu. Este o mare bucurie în seara aceasta să putem să fim în Cuvântul Sfânt al lui Dumnezeu și mai ales în 2 Corinteni. 2 Corinteni este o carte deosebit de frumoasă, deosebit de importantă pentru noi. Dacă Dumnezeu ne va da harul, vom acoperi și această carte cândva, dacă avem viață, sănătate și tărie, dacă Domnul nu va veni până atunci. Dar 2 Corinteni și capitolul 9 este un exemplu clasic când Duhul Sfânt, prin Apostolul Pavel, scrie despre un subiect deosebit de important. Un subiect adeseori care nu prea credem că face parte din viața creștină sau cel puțin din doctrina vieții creștine. Și vedem că Apostolul Pavel și în Fapte și în 2 Corinteni este preocupat cu o oarecare strângere. Vrea să facă o strângere și laude pe frații care dau dintr-o inimă largă. Și spune că această strângere va fi folosită de sfinții care sunt în nevoie și ca o formă în care este un lucru absolut normal ca frații să ajute pe alți frați. Și încă să fie darnici și să deie dintr-o inimă largă, căci Dumnezeu iubește pe dătătorul voios. Și după ce face această comentariu sau această învățătură Duhul Sfânt prin Sfântul Apostol Pavel, îi spune și le spune mai departe, căci darul lor va însemna ceva pentru cei care primesc darul acesta, va însemna o binecuvântare, dar nu doar pentru ei, ci darul fraților va însemna ceva și pentru frații care dau. Pentru că frații care primesc un dar vor aduce laudă și mulțumire la adresa lui Dumnezeu. Și Dumnezeu, care este suveran, care este atot cunoscător, vede lucrul acesta. Și iubiților, spune că Dumnezeu iubește pe dătătorul voios. Și apoi, se pare că după toate aceste lucruri, cum spun americanii, out of nowhere, parcă din senin vine alte cuvinte care adresează o doxologie extraordinară către Dumnezeu. Doxologia este o laudă, a doxology, a praise, care este adus lui Dumnezeu.
Și observați, este semnul de exclamare la sfârșitul acestui verset, 2 Corinteni, capitolul 9, versetul 15, și apostolul spune: mulțumiri fie aduse lui Dumnezeu pentru darul lui nespus de mare. Care este darul lui Dumnezeu nespus de mare? Este clar că este vorba despre Domnul Iisus Hristos. Și ne-am gândit, dar are vreo legătură strângerea pentru frați și darul fraților? Are vreo legătură darul oamenilor către alții și darul lui Dumnezeu către noi? Are o legătură, nu se poate compara darul nostru. Darul nostru se poate descrie. Și dacă îl întreb pe un copil ce dar a primit la, cu ocazia nașterii Mântuitorului Domnului Iisus Hristos, și pe data de 24 vor fi daruri date copiilor, el îți va descrie: da, m-a dat un dar. Ce dar ai primit? 3 ciocolăți? De ce fel? Hershey's? Sau Godiva, dacă, if we really want to be fancy about it. Ce ai mai primit? A Lego set, ce fel? Și îți spune ce fel de Lego set a primit și tot felul de lucruri care le descrie, și imediat când le descrie, noi ne putem nu doar imagina, ci avem cunoștință, putem pipăi și știm exact ce a primit ca un dar. Darul despre care este vorba în textul nostru, în 2 Corinteni, capitolul 9, versetul 15, este într-o categorie aparte. Acest dar, spune Duhul Sfânt al lui Dumnezeu, pentru mine și pentru dumneavoastră ca oameni, nu se poate descrie. Pentru că noi avem limitațiile noastre în gândire, în experiență și suntem cu o minte finită comparat cu Dumnezeul nostru, care este un Dumnezeu infinit. Și atunci când Dumnezeul infinit comunică cu oamenii finiți, sunt cuvinte care ajută înțelegerea noastră, dar nu putem cuprinde noi toată dumnezeirea. Nu putem cuprinde toată triunitatea lui Dumnezeu, nu putem cuprinde întruparea Domnului Iisus Hristos, divin, om, slăvit să fie numele Lui. Aceasta dovedește divinitatea și dumnezeirea Domnului nostru Iisus Hristos. Biților, cuvântul folosit aici în limba engleză și în limba română, în limba engleză, inexpressible gift, darul nespus de mare, de nedescris, în limba greacă este anekdiektos. Acest cuvânt este folosit o singură dată în Noul Testament, în textul nostru. Acest cuvânt înseamnă inexprimabil, în alte cuvinte, dincolo de cuvinte. Știți când ești atât de fericit că n-ai cuvinte? Sau atât de amărât că n-ai cuvinte? Și Duhul Sfânt, când nu avem cuvinte, ne ajută să ne exprimăm înaintea lui Dumnezeu? This is dincolo de cuvinte, de nedescris, inexplicabil, imposibil de estimat. Dar totuși, deși este inexpressible, Duhul Sfânt, prin Cuvântul Sfânt, exprimă și detailează și încearcă să ne ajute, ne ajută să înțelegem cam cum arată acest dar al lui Dumnezeu. De aceea, în seara aceasta, în scurte cuvinte, am dorit să vedem dacă putem să ne uităm mai detailat la darul lui Dumnezeu. Să despachetăm
acest dar care a venit din ceruri către noi și pentru noi. Ne vom uita la câteva nuanțe ale acestui dar. În primul rând, haideți, când ne uităm la darul acesta de nedescris al lui Dumnezeu, să vedem că acest dar face o revoluție în gândirea noastră despre daruri. Pentru că acest dar al lui Dumnezeu nu se poate merita și nu se poate câștiga. I'm not used to that. Eu nu sunt obișnuit cu un dar care nu se poate merita. Spun de pe buze. Auzi, nu merit, dar cred că merit. Însă și tradiția aceasta de sărbători cu moșgerilă. În engleză spune, you better watch out, you better not cry, you better not pout, I'm telling you why. Și baza darurilor este faptele. Dacă ai fost bun tot anul, primești. Spunem noi că premiul e un dar. Dar nu e un dar. Premiul e premiu. Ai făcut bine? Aplauză și un cadou. Pentru locul 10, numai în cultura americană de astăzi primește fiecare un dar. But gifts you have to earn most of the time. Cuvântul Sfânt al lui Dumnezeu ne reorientează gândirea și pentru noi este atât de important să înțelegem că în lumea creștină, pentru a fi creștini, trebuie să ne lăsăm de meritul nostru, de efortul nostru, de a face ceva. De aceea cuvântul Sfânt al lui Dumnezeu în Romani, capitolul 5, versetul 8, ne spune, pe când eram noi încă păcătoși, Hristos a murit pentru noi. Asta înseamnă că nu am meritat. De ce, iubiților? Pentru că omul niciodată nu ar putea merita așa mare dar. Este undescribable. Calitatea darului, efectul darului, valoarea darului este atât de mare, este inestimabil. It has no price tag. De aceea sângele Domnului Iisus Hristos este sângele scump și prețios. N-ați fost să-ți cumpărat cu aur sau cu argint, ci cu sângele sfânt și prețios a Domnului nostru Iisus Hristos. Observați ce spune cuvântul Sfânt al lui Dumnezeu vis-a-vis de această învățătură basică și biblică, elementară. Efeseni, capitolul 2, versetul 4 la 9. Permiteți-mi să vi-l citesc. Dar Dumnezeu, care este bogat, în ce? În toate lucrurile, dar aici este bogat în îndurare. Pentru dragostea cea mare cu care ne-a iubit. Până acum, este vreun merit a omului? Cine este cel care acționează aici? Este Dumnezeu care este bogat în îndurare. Și pentru ce? Pentru că ne iubește, pentru dragostea cea mare cu care ne-a iubit. And stop right there. It's because of his great love for us. It's because he cares about you. It's because he sees your pathetic state and my pathetic state. It's because he knows we can do nothing to deserve it. It's impossible. The price is way too high. It's never going to happen. Nu se va întâmpla niciodată. Prețul este prea mare. Nu-l putem plăti nici în viața aceasta, nici în 100 de vieți, nici într-o eternitate. Pentru că suntem oameni, nu merităm darul cel mare al lui Dumnezeu. Și spune mai departe. Măcar că eram morți în greșelile noastre. Cât mai jos poți să fii?
cât mai fără valoare poți să fii. Îți vezi pe un om care mai suflă un pic, mai are ceva valoare. Poate vine doctorul și give him an electric shock in the heart, they'll revive him. Dar cuvântul ne spune că erați morți în păcatele voastre. Mort înseamnă no value. Take him, bury him, away with him. Să nu infecteze pe alții. Morți în greșelile voastre. Iubiților, înțelegem căci Biblia ne spune că înaintea lui Dumnezeu n-avem niciun merit. Și n-am putut și niciodată nu o să putem să avem nici un merit. Tot meritul și toată gloria rămâne și trebuie să fie în vecii vecilor a Domnului Iisus Hristos, slăvit să fie Domnul. Mergând mai departe, era mort în greșelile noastre, El ne-a dus la viață împreună cu Hristos. Și apoi clarifică, prin har sunteți mântuiți. El ne-a înviat împreună și ne-a pus. Noi care eram morți, am fost înviați în Iisus Hristos și ne-a pus să ședem împreună în locurile cerești, într-o persoană, în persoana Domnului nostru Iisus Hristos. Acolo este locul nostru, în Hristos, că cine este în Hristos este o făptură nouă. Versetul 7. Ca să arate în veacurile viitoare cât de buni suntem noi, cât de brav e poporul român, cât de multe stele avem pe umărul drept și pe umărul stâng. Nu. Să arate în veacurile viitoare gloria Lui, care este manifestată în felul următor. În veacurile viitoare, nemărginita bogăție a Harului Său. În bunătatea Lui față de noi, în Hristos Iisus, versetul 8 clarifică din nou, căci prin har ați fost mântuiți, prin credință, și aceasta nu vine de la voi, ci este darul lui Dumnezeu, nu prin fapte, să nu se laude nimeni. Pavel, după ce vorbește cu oamenii inspirați de Duhul Sfânt al lui Dumnezeu și spune, totuși, eu am lucrat mai mult decât ei toți. Bătăi, osteneli, lăsat de mort, am scuturat praful de pe mine, am șters sângele de pe unde a fost și am mers mai departe să predic. Neobosit. Și ce spune? Și totuși nu eu am lucrat, ci harul lui Dumnezeu. Căci înaintea lui, iubiților, nu avem niciun merit. Tot meritul este a Domnului Iisus Hristos. Slăvit să fie Domnul! Da, primul lucru este darul lui Dumnezeu care nu se poate merita și nu se poate câștiga, pentru că omul nu poate merita așa ceva, dovedit în textul nostru. Apoi, darul nu se poate merita pentru că, iubiților, nu vine de la noi sau de la vreun om. Noi avem o limitație când dăm daruri, om la om. O dăm, hai că nu chiar merită, dar merită. Sau vrem noi ceva. Când am fost în Mexico, în 1991, cu un an în urmă, în luna de miere, remember that? Ne-am dat jos de pe avion și eram doi tineri și primul care ne-a dus la hotel, un nice fellow, a spus, Señor, there's no free lunch in Cancun. În alte cuvinte, nu te lăsa înșelat că îți dă ceva cineva de gratis. Întotdeauna, there are some strings attached. Iubiților, cuvântul sfânt ne spune că darul lui Dumnezeu este cu totul altceva. Pentru că vine de la Dumnezeu.
Observați ce spune Evrei, capitolul 10, de la versetul 5 în jos. De aceea era vorba de venirea darului lui Dumnezeu. Dumnezeu ca dar, împachetat în trup omenesc. Try to describe that. Când vine acest dar din cer, din eternitate, când cel care este etern intră în temporalitatea noastră pentru o vreme, se spune în felul următor: Duhul Sfânt prinde atât de frumos această nuanță. De aceea, când intră în lume, el zice: tu n-ai voit nici jertfă, nici prinos, ci m-ai pregătit un trup. N-ai primit nici ardere de tot, nici jertfă pentru păcat. Atunci am zis: iată-mă, în sulul cărții este scris despre mine, vin să fac voia ta, Dumnezeu. Venirea Domnului Iisus Hristos în lume era voia Tatălui, a Fiului și a Duhului Sfânt, și agentul mântuirii noastre, Domnul Iisus Hristos, a venit în lume împachetat cu un trup omenesc. Iată, mai pregătit acest trup, a venit în lumea aceasta nu pentru că noi am inițiat-o, ci pentru că El a inițiat-o. Este darul lui Dumnezeu. Versetul 8, după ce a zis întâi: tu n-ai voit și n-ai primit nici jertfe, nici prinoase, nici arde de tot, nici jertfe pentru păcat, lucruri aduse toate după lege. Anterior, sute de ani înainte, sistemul evreilor de a aduce jertfe. Versetul 9, apoi zice: iată-mă, vin să fac voia ta, Dumnezeule. El desfințează astfel pe cele din tâi, jertfele vechi, ca să pună în loc pe a doua. Versetul 10, prin această voie am fost sfințiți noi. Și anume, care este voia lui Dumnezeu, care este planul lui Dumnezeu, și anume prin jertfa trupului lui Iisus Hristos, odată pentru totdeauna. Bisor, nu putem merita, nu putem câștiga acest lucru, pentru că este Dumnezeu care l-a trimis în lume pe Domnul Iisus Hristos, care are o valoare extraordinară și o putere extraordinară. Și observați, spune: prin această voie am fost sfințiți noi, transformați noi, schimbați, să semănăm tot mai mult cu Domnul nostru Iisus Hristos. Apoi, Cuvântul Sfânt ne spune că este darul lui Dumnezeu care nu se poate merita, pentru că, iubiților, nu se poate merita pentru că nu este prin voia firii nici unui om. Voia firii este voia mea de a-mi căuta binele. Este cineva aici care n-ar vrea bine pentru el sau pentru casa lui? Toți am vrea bine. Dacă toți am vrea bine, și știm clar că binele nostru este pocăința, de ce refuză oamenii pocăința? De ce atunci când aud glasul Evangheliei refuză? Observați ce spune cuvântul lui Dumnezeu: dar tuturor ce l-au primit, în Ioan 1:12-13, dar tuturor celor ce l-au primit, adică celor ce cred în numele Lui, le-a dat dreptul să se facă copii al lui Dumnezeu, născuți nu din sânge și acum nici din voia firii lor. Pentru că firea noastră este atât de înapoiată, atât de moartă, că nici nu știe ce-i binele. Și nu putem merita cu gândul nostru, cu ideea noastră, chiar cu bunul simț al nostru, căutând să ne facem nouă bine, nu putem merita, pentru că nu-i prin voia firii naturale a nici unui om. Este darul lui Dumnezeu și Dumnezeu deschide ochii, Dumnezeu scoate mahrana de pe ochii noștri și mântuirea vine de la Domnul, slăvit să fie Domnul! Doamne, dă mântuire poporului Tău, dă mântuire caselor noastre, căci cuvântul mai departe spune: nici prin voia vreunui om
Care dintre noi n-ar dori pentru cei de aproape mântuirea? Este cineva aici care se roagă pentru mântuirea celor dragi? Sigur că da. Dar observați că acest dar nu se poate merita. Ne rugăm și Dumnezeu este credincios și Dumnezeu este acel care dă și voința și înfăptuirea. Dar iubiților, să nu uităm căci noi, în afară de a ne ruga și de a trăi ca un exemplu și de a predica Evanghelia Domnului Iisus Hristos, nu putem face nimica. El este acel care dă mântuirea, slăvit să fie Domnul! Și atunci când o dă, iubiților, este obligația noastră și datoria noastră să deschidem ușa. Îți spunem, da, Doamne, dacă am dreptul să mă fac copilul Tău, vreau să mă fac copilul Tău. Doamne, ajută-ne la aceasta. Amin. Iubiților, cuvântul Sfânt al lui Dumnezeu ne spune că acest dar nu se poate merita pentru că darul este direct din partea lui Dumnezeu. Textul nostru, 2 Corinteni 9:15, mulțumiri fi aduse lui Dumnezeu pentru darul cui? Pentru darul lui nespus de mare. Deci, prima nuanță prin care ne-am uitat în scurte cuvinte în cuvântul Sfânt al lui Dumnezeu, vis-a-vis de cum arată conturul acestui dar care Dumnezeu ni l-a trimis prin Domnul Iisus Hristos, darul lui Dumnezeu, am văzut că acest dar nu se poate merita și nu se poate câștiga. Înainte de mântuire, în momentul mântuirii și după mântuire. Nădăjduiesc că majoritatea aici sunt mântuiți. Dacă credem că am intrat în har prin darul lui Dumnezeu, să nu credeți că rămânem în har prin faptele noastre. Dumnezeu este acel care a pregătit faptele noastre să umblăm în ele. Meritul este și al lui, tot acolo, slăvit să fie Domnul. Apoi, în al doilea rând, cuvântul Sfânt ne spune că acest dar al lui Dumnezeu nu doar este nemeritat, ci este un dar nespus de mare. Mărimea, magnitudinea acestui dar nu se poate descrie. De ce? Pentru că nu avem grad de a compara sacrificiul enorm care a fost făcut de Dumnezeu în a ne trimite acest dar. Ca și părinți, ca și copii, nu ne-a plăcut să auzim aceste cuvinte, ca și părinți le spunem de multe ori. Când simțim că copiii noștri nu apreciază efortul nostru? Brother Ben, what do you tell them? Dacă ai ști cât muncesc, dacă ai ști cât efort, dacă ai ști câți bani am cheltuit cu tine, câți nervi, câte nopți nedormite a avut mama ta și eu cu voi, ai aprecia mai mult, uite, copiii mei nu apreciază, copiii tăi apreciază, nici a mei, frate, și ne întâlnim părinții cu copii mici și cu copii mari, că avem un club, a winers club. That doesn't mean drink wine, it means, you know, whining. The other sense of the word. Și ne plângem unii către alții pentru cât sacrificiu am făcut. Dar, iubiților, o să crească și copiii noștri cu ajutorul Domnului, dacă nu vine Domnul, și o să aibă și ei poveștile lor cu colegii lor de la biserică. Și atunci o să aprecieze. Noi will never be able to fully appreciate. That's why it's indescribable. Acum știm ce înseamnă să te scoli noaptea când n-ai chef. Știm ce înseamnă să te doară inima când nu-l poți ajuta pe copil. Știm ce înseamnă lucrurile acestea. Dar, iubiților, niciodată, cel puțin în partea aceasta de eternitate, nu vom ști și nu vom înțelege pe deplin sacrificiul enorm care l-a făcut Domnul Iisus Hristos. Mi-a spune, mi s-a pregătit un trup.
And I'm coming to the rescue. Vin să îi răscumpăr pe ei, vin să caut oaia pierdută care mă va scuipa în față. Vin să spăl picioarele creației mele, deși va spune că nu mă cunoaște și cu jurământ se va lepăda de mine. Voi face toate lucrurile acestea știind acest lucru. Voi suferi o moarte umilitoare, o moarte în chin, în zbuciu. Va trebui să port păcatul lumii întregi pe umerii mei. Eu, Dumnezeu din Dumnezeu, cred, nu este pic de păcat în mine. Va trebui să iau păcatul lor asupra mea, deși sunt sfânt, de trei ori sfânt. Iubiților, cuvântul sfânt al lui Dumnezeu în Filipeni, capitolul 2, versetul 5 la 8, într-o cântare inspirată de Duhul Sfânt al lui Dumnezeu, când ne spune și încearcă să ne vorbească nouă despre ce înseamnă acest sacrificiu, ca și noi să fim gata să facem un pic de sacrificiu unii pentru alții, un pic să renunțăm, just a little bit. Ne dă o pildă. Și în Filipeni, capitolul 2, versetul 5 la 8, spune în felul următor: să aveți în voi gândul acesta care era în Hristos Iisus. El, măcar că avea chipul lui Dumnezeu, totuși n-a crezut ca un lucru de apucat să fie deopotrivă cu Dumnezeu, ci s-a dezbrăcat pe sine însuși și a luat chip de rob, făcându-se asemenea oamenilor. La înfățișare a fost găsit ca un om, la înfățișare, dar a fost Dumnezeu și a rămas Dumnezeu. La înfățișare a fost găsit ca un om, s-a smerit și s-a făcut ascultător până la moarte și încă moarte de cruce. Dumnezeu din Dumnezeu să vină jos pe pământ, să rămână Dumnezeu, să aibă toate la dispoziția Lui, să poată să instaureze împărăția atunci, să poată să bată pe dușmanului chiar atunci, să poată să ceară de la Tatăl legiuni de îngeri chiar atunci, să-și facă dreptate chiar atunci, dar n-a făcut. Pentru că a avut un plan mai măreț și mai glorios. Sacrificiul lui a fost mare. Biserică, cuvântul sfânt al lui Dumnezeu ne spune că și el s-a făcut sărac ca să ne, nu să ne facă milionari, ci să ne îmbogățească pe noi. Atât de iritant este când carismaticii sucesc și răstălmăcesc cuvântul lui Dumnezeu și folosesc acel text spunând că el s-a făcut sărac ca noi să fim bogați. Interesant că Pavel a rămas sărac. Mereu îmi primește în necaș și în durere. Numai pentru noi, de generația aceasta. Nu, iubiților. Sacrificiul lui e că s-a făcut sărac ca să ne îmbogățească pe noi, ca să ne putem numi copii al lui Dumnezeu. Și suntem! Praise God! We are! V-am scris aceste lucruri ca să știți că cine are pe Fiul are viața. Cine n-are pe Fiul lui Dumnezeu nu are viața. Slăvit să fie Domnul că ne-a dat viața veșnică. Da, este un dar nespus de mare și este greu de înțeles acest lucru pentru că nu avem grad de a compara sacrificiul Domnului Iisus Hristos făcut. De aceea, iubiților, Apostolul Pavel, inspirat de Duhul Sfânt al lui Dumnezeu, spune: pentru mine a trăi este Hristos, iar a muri este un câștig. De aceea spune prin Duhul Sfânt: ce ne-ar putea despărți de dragostea lui Dumnezeu? Bătăile? Prigonirile? Sacrificiile enorme care le facem?
De ce au putut sfinții să fie tăiați în două cu ferestrău? Pentru că sacrificiul nostru, pentru un moment, pentru o clipă, pentru cei care ne pot lua viața aceasta pământească, dar sufletul nu poate face absolut nimic cu el, pentru că este în mâna Domnului. Domnul determină unde merge sufletul, nu diavolul. Și Domnul, pentru cei care sunt copiii lui, care s-au străduit ani de zile să încearcă cât de cât să priceapă darul nespus de mare al lui Dumnezeu, are o veșnicie, o eternitate cu Domnul Iisus Hristos, în bucurie, în părtășie cu Duhul Sfânt și în părtășie cu Domnul și cu Dumnezeul nostru, slăvit să fie Domnul. Apoi, darul acesta este nespus de mare, pentru că nu putem înțelege ușor o dragoste așa de mare și de neoprită. Cam toate și-au limită din punctul nostru de vedere. Dar uitați-vă la un text profetic. Osea, capitolul 11, versetul 1-9. Îl voi citi, dar nu-l vom comenta mult. Prima parte, primul verset, este un verset profetic, notând că deși Mântuitorul Iisus Hristos se va naște la Betleem, va fi chemat din Egipt și va crește în Nazaret. Observați, când era tânăr Israel, îl iubeam și am chemat pe fiul meu din Egipt. Dar cu cât prorocii îl chemau, cu atât ei se depărtau. Au adus jertfe balilor și tămâie echipurilor idolești, descriind poporul Domnului, iubit de el. Și totuși, eu l-am învățat pe Efraim să meargă și l-am ridicat în brațe, dar n-au văzut că eu îi vindecam. I-am tras cu legături omenești și cu funii de dragoste. Ați mai auzit funii de dragoste? His love just grabs a hold of you. It doesn't want to let you go. You backslide, you fall away, and his love pursues and pursues and pulls and attracts and calls. Am fost pentru ei ca cel ce ridică jugul de lângă gură. M-am plecat spre ei și le-am dat de mâncare. Nu se vor mai întoarce în țara Egiptului, dar asirianul va fi împăratul lor, pentru că n-au voit să se întoarcă la mine. Versetul 6. Sabia va năvăli peste cetățile lor, va nimici, va mânca pe sprijinitorii lor din pricina planurilor pe care le-au făcut. Poporul meu este pornit să se depărteze de mine. Dacă sunt chemați înapoi la cel preanalt, nici unul din ei nu caută să se ridice. Cum să te dau, Efraime? After all of that, după toate aceste lucruri, iubiților, am spune, dă-l încolo pe Efraim. Cut your losses. Nu te tot chinui cu el. Nu vezi? Miroase. Nu vezi? Nu odată, nu de două ori, nu de trei ori. S-a tras palme, nu vrea, le-a legat cu funii de dragoste, l-a atras la tine și iarăși s-a întors spatele. How can you describe this love? Darul este nespus de mare, pentru că dragostea este nespus de mare. Observați ce spune cuvântul Sfânt al lui Dumnezeu în versetul 8. Cum să te dau, Efraime? Cum să te predau, Israele? Cum să-ți fac ca ademei? Cum să te fac ca țiobului? Mi se zbate inima în mine și tot lăuntrul mi se mișcă de milă.
Nu voi lucra după mânia mea aprinsă și nu voi mai nimici pe Efraim, căci eu sunt Domnul Dumnezeu, nu om. Eu sunt Sfântul în mijlocul tău și nu voi veni și nu voi veni să prăpădesc, spune cuvântul Sfânt al lui Dumnezeu. So what does that mean? That means Christmas. That means Christmas. Țara lui Zabulon și Neftale, care zăcea în întuneric, țara aceea a văzut o lumină mare strălucind și lumina mare este darul cel sfânt al lui Dumnezeu, de nedescris dragostea lui Dumnezeu, slăvit să fie Domnul! That's our God. That's the mighty one of Israel. Da, iubiților, sunt mai multe nuanțe frumoase. Am crezut că termin un verset, dar nu-l terminăm în seara aceasta. Dar vedeți cum Dumnezeu zugrăvește pentru noi ce-i greu de înțeles. E greu de înțeles că El mi-a dat un dar atât de mare pe care eu nu-l pot pricepe niciodată. And so, what can you do? Ce face Duhul Sfânt cu un om care pricepe pe de o parte și nu pricepe pe de altă parte? Și ce face? Îl pune să spună, thanks be to God for his indescribable gift. Mulțumiri fie aduse lui Dumnezeu pentru darul nespus de mare al lui Dumnezeu, slăvit să fie Domnul! Biserică, ne ridicăm cu toți în picioare. Și dacă în seara aceasta nu ai acceptat acest dar al lui Dumnezeu, este momentul cel mai potrivit să spui, Doamne, în seara aceasta am auzit că nu-l pot merita și știu că nu-l pot merita. În seara aceasta am auzit că dragostea ta este nespus de mare și ai spus că nu vreau să te lași și puneți numele tău acolo, nu doar pentru Efraim, nu vreau să te lase nici pe tine. A venit în lume să mântuiască, să caute și să mântuiască oaia pierdută. Dacă ești oaia pierdută în seara aceasta, vino înapoi acasă la Dumnezeu. Amen. Dacă ești aici și te-ai răcit, iubiților, în seara aceasta, pentru cei reci, pentru cei care se simt vinovați și sunt, cuvântul lui Dumnezeu ne spune, dacă ne mărturisim păcatele, El este credincios și drept să ne ierte păcatele și să ne curățească de orice neștiință. Do you know what that is? Și știi acest verset? Funia de dragoste, care te atrage. Iisus Hristos este Domnul și El atrage pe păcătoși la El în seara aceasta. Dacă ești în categoria 1 sau 2, în rugăciunea de sfârșit, vino înaintea Domnului și cere-i milă și îndurare și El îți va da. Dacă ești în categoria oamenilor care începem să pricepem un pic mai bine mântuirea Domnului Iisus Hristos, atunci împreună cu Duhul Sfânt, împreună cu Biserica Sfântă a lui Dumnezeu, haideți să venim într-o rugăciune de mulțumire înainte lui Dumnezeu, să-i mulțumim pentru darul nespus de mare al lui Dumnezeu. Ne rugăm așa cum stăm în picioare cu toții, iar apoi învii la microfon pe fratele Vasile Drăghinaș, care va mulțumi Domnului pentru întreaga zi de astăzi și va cere binecuvântarea Domnului peste noi în continuare. Ne rugăm cu toții Domnului.